Și asta e înghețata lor. Și am găsit geanta perfectă. Pe ce să fac cumpărător? Pentru că la toate le găsesc câte ceva ce nu-mi convine. Și... caut papuși de muncă, deci cu talpă josă, neapărat, pentru că am mult de mers pe jos. Și să mă uit la ăștia, deși eu aș vrea din piele, acum n-am de unde să-mi iau din piele. Ăștia par interesanți, cu elasticul ăsta aici, că am nevoie și să mă încalț ușor. Credeam cât costă. 20 de euro ăștia. Să mai văd și alte modele. Pe astea am pus ochiul anul trecut, dar nu știu de ce aveam impresia că mi se duce piciorul într-o parte și eu cum stau multe, multe ore în picioare, nu pot să mă risc de așa, îmi plac foarte mult. Asta ar fi la 35 de euro. Și astea, chiar dacă au puțină plataformă. Asta ar fi 30 de euro. O puțină plataformă și chestia asta așa spaniolă cu, cum îi spune, cu rafie sau ce-o fi asta. Vine super fain. Bine. Asta pentru rochii de vară. Dar să ne limităm acum la papuși de muncă. Că de aia am venit. Nu. Mă interesează și prețul și comoditatea. Aici nu. Astea sunt prea joase. Am avut pe galben într-un an și mă dor picioarele de la ele. Sunt prea joase. Ar fi comode, dar la greutatea mea, așa, câte ori stau eu în picioare, 18 euro. Ar fi comode, dar la greutatea mea, așa, că stau în picioare, nu e prea subțire talpa pentru mine. Și au rezistat foarte mult, le-am avut pe galben. Asta n-am cu ce să le asortez. Foarte interesante. Dar mă dă înapoi catarama asta, că n-am nevoie să mă încalz foarte repede. Asta ar fi 25 de euro. Sunt așa foarte... Pe material așa... Foarte ușoare, foarte, foarte ușoare, cum am zis. Chestia asta și aici de spaniolă. Bine, eu am pus ochii și pe astea, că aș vrea să-mi iau din astea pe plataformă pentru rochiile lungi de vară și nu numai. Și cred că o să le probez pe astea. Ce preț au? 35 de euro. Să văd. Eu am de la Fosco unele cumpărate de pe Wallapop, dar s-au cam... S-au cam dus, s-au rupt pe aici pe undeva talpa și astea par mai rezistente de aici. Deși aș fi vrut pe alb, nu, e prea plastic talpa. Prea plastic, m-a tras elasticul ăla, 18 euro. Ce drăguță, o să tire talpa pentru mine. Nu mă pricep să fac cumpărător, pentru că la toate le găsesc câte ceva ce nu-mi convine și așa nu cumpăr. Am să probez o pereche din astea. Ce faine și astea la 30 de euro. Bineînțeles, nu sunt nici piele, nu sunt marcă, nu sunt nimic, dar pentru model, pentru asortat, astea nu-mi plac. Astea îmi plac.
Cred că o să le povesc pe astea. Cum am zis, pentru rochile lungi, o să văd ce e asta aici. La fel, 35 de euro. Și... dacă și asta, dar nu prea mă conving la 30 de euro. Astea sunt faine, dar odată ce o să faci pedicura, ai vrea să se vadă, nu să le iei așa înfundate în față. La spate îmi place mult să aibă chestia asta la sandale, dar nu la, nu în față. Dar așa ar fi faine. La cât sunt? La 48 de euro. Ce le caut așa e cu chestia asta la călcăi. Așa nu-mi se crapă călcăile iarna, dar să fie vară, doamne ce prestizor. Dar să fie deschis în față, că dacă tot o să faci pedicură, să fii serios, să se vadă. Și să se arăsească degetele, nu? Ah, ce drăguț sunt șlapii ăștia. Și îmi place mult forma asta la talpă, mi se pare foarte comodă. Foarte drăguț. Ce preț au? 20 de euro. 20 de euro. Foarte drăguț. Și iau și pe negru. Nu mă convinge. Sunt 35 de euro și nu o să dau 35 de euro fără să fiu convinsă. Dar am să mai caut așa talpa asta pentru că îmi place și chiar le vreau. Uitați ce grăguțe și astea. Bine, de fapt nu sunt genul meu. Am zis doar pentru că le-am văzut în fața mea. 20 de euro. În magazine trebuie să ne uităm mereu la categoria reduceri. Ia uitați. Mai larine de la 20 de euro la 14 euro. Niște Adidas tenis la 30 de euro la 20 de euro. Sandale nu arată rău deloc. La 39, eu am 40. Pentru mers la lucru mi se pare foarte bune. De la 40 de euro la 28 de euro. Deci mereu se merită să urmărim secțiunea de reduceri. Ia uitați, de exemplu, tip la pantofi așa de catifea, de exemplu. Aici e prețul lor, de la 25 de euro la 13 euro, 12,50 și 56 de reduceri, să fim serioși. Cui îi plac, cine poartă așa ceva, se merită să verific și secțiunea de reduceri. Aici la fel, adică și aceștia, de la 25 de 56 reduceri, 13 euro, super, super reducerile. La cât îmi plac foarte elasticul acesta aici. Și cred că pe acestea am semnile cumva, pentru care înălțimea care vreau eu. Nu căutam neapărat croșet aici, dar elasticul este foarte plăcut și de ce să mă căpăținez la cataramă dacă de ce cataramă mi-e incomodă. Mi-a fi plăcut închis aici la călcăi, dar nu văd. Îmi plac foarte mult. Și tot am să nu le iau. Dacă mă răzgândesc, vin și aduc înapoi, că centru comercial la 5 minute, de văd de casă și pot să aduc înapoi. Deci 35 de euro acestea. Dacă tot suntem aici, 35 de euro această geantă. Nu știu cum îi spune, că nu-mi iese cum îi spune la corzile astea, la ața asta care e împletită în geanta. Vreau foarte mult o geantă din asta, dar asta e foarte tare, vine așa pătrățoasă și e tare. Asta mi se pare, nu știu, e parcă am văzut că e 30 de euro. Da, pe aici pe undeva e găsit prețul și e 30 de euro, dar nu mă convinge cu așa împletitura asta. Așa, și ce e foarte, foarte drăguță pe aceasta. Dar mi se pare totuși prea scumpă. Sunt sigură că pe Shein, asta e 25 de euro, sunt sigură că pe Shein se poate cumpăra mult mai ieftină. Dar e drăguță. Drăguță. Asta îmi place mult, foarte, foarte mult și cred că costa 20 de euro, da, e 20 de euro acolo-i prețul. Deci foarte, foarte drăguță. Dar mai am gentuțe așa micuțe și aș vrea totuși să-mi iau ceva, vreau ceva din materialele astea.
Dar aș vrea ceva să mă convingă, să-mi acopere, să fie și rigidă, să fie și ca un coș, să și stea așa în picioare, dar să nu fie nici prea mare. De exemplu, mărimea asta mi-ar fi plăcut, dar nu materialul ăsta și modelul acesta. Dar mărimea aceasta mi-ar fi plăcut. Ia uitați ce drăguță și asta. Dar mi se pare puțin cam de copii, nu știu, așa, pe 20 de euro. Și nu mă convinge. Și știți vorba aia, ce e ieftin iese scump după aia. Deci prefer să mai aștept să găsesc ceva sau încă un an o să treacă vara și o să-mi treacă pofta de geantă din asta și să-mi economisesc banii. Cred. Nu știu. Asta e super, dar e forma lui. Forma lui nu mă convinge. E așa. Forma lui nu mă convinge. Are și toartă din asta lungă, nu mai scot eu acum, cum am zis, 35 de euro. Nu vreau să-mi spună ce material e ca să vorbesc și eu în cunoștință de cauză, dar asta e. Să pun aici, facem și o poză și cred că mă duc să plătesc. Ia uitați ce pufoșenie. Și la 30% reducere, 14 euro, ce pufoșenie faină. Eu mai am din Woman's Secret, am șlap din așa de casă, așa că nu o să-mi iau. Nu pot să cumpăr numai ca să adun acolo. Închei aici acest video scurt cu încălțări de vară. Am venit cu copiii să le iau câte o înghețată de la Burger King. La Burger King noi avem și reducere de 15% sau 20% pentru familie numeroasă și le-am luat câte o înghețată acum vară. Și apoi de la acum în încheiere vreau să vă arăt și geanta perfectă. Mi-am găsit geanta perfectă în parfoaz. Imediat vă arăt. Abonați-vă la acest canal, Familia Copiilor, și rămâneți alături de noi. Urmăriți-ne și pe Instagram, Familia Copiilor. Da. Edgar, cum se numește înghețata ta? Filipina. Un cornet pentru David și un cornet pentru Hugo, care tocmai face semn că trebuie să-l șterg. Acum te șterg, mami. Și asta e înghețata lor. Și am găsit geanta perfectă. Asta era geanta care o căutam eu. Forma aceasta să stea așa în fund, sprijinită. Eu am plecat de acasă. Am plecat de acasă cu borseta aceasta de la Mango. Dar am scos-o din ea și am băgat în geantă. E destul de încăpătoare, dar nu e prea mare. Asta e un fluier cu dulce care l-a primit Hugo de la un magazin. Și uitați, geanta aceasta de la Parfois are și un portofel micuț, are și brelocul acesta care nu știu dacă o să-l țin, sper să nu mă incomodeze. Dar ce îmi place foarte mult e căutam din materialul ăsta și să stea așa. Și e exact mărimea perfectă. E perfectă pentru o plimbare, nu vreau să bag lucrurile copiilor în ea, bineînțeles. Și îmi place foarte, foarte mult și cu fermoar. Are și toarta aceasta pentru umăr. A fost 20 de euro. Am aruncat eticheta. A fost 20 de euro, dar nu mi-arată prețul inițial, pentru că eu am aruncat eticheta. Dacă tot l-am pus pe mine, am aruncat eticheta. Dacă tot am luat-o să o port direct, n-am luat pungă. Și așa că nu am prețul inițial, dar era la reducere. Nu știu cât să fi fost. 25-30 de euro, nu știu acum. Dacă cumva intru în magazin iar și vă prețul inițial, vă las pe ecran. E absolut bestială.